ceea ce am învățat aici în Sfântul Pavel, ca să vă spun așa, cel mai frumos lucru care în călugărie am învățat, ascultarea la milimetru, ascultarea pentru Dumnezeu, deci nu ascultarea oarbă. Și chiar mă amintesc, odată l-am întrebat prin starețdejdii, despre care v-am spus, cu viață sfântă. Și prin stareți, care au fost cei mai frumoși ani în călugărie? Și știți ce mi-au răspuns? Zice, cei în care am fost sub ascultare, au fost cei mai frumoși ani, cele mai mari bucurii. Nu că acum, de când sunt stareț, n-aș avea bucurii sau nu-i frumos, dar sunt și griji mai multe. Pe când atunci nu aveam nicio grijă, făceam ascultare ce mi se spunea, și zice, trăiam permanent o bucurie. Nu conta cât era de grea ascultarea, zice, o făceam cu drag. Ei, și lucrul ăsta, zice, m-a ajutat să merg mai departe foarte ușor. Și aici să intru un pic ce înseamnă ascultarea asta. Și pentru că știu că mă urmăresc și mulți călugări, mulți maici, așa, din tot cadrul ăsta monahal, ce înseamnă ascultarea? Ascultarea folositoare este care o facem cu dragoste. Că dacă o facem, cum i-au zis starțul, trebuie să o fac și cârtesc, e robie, nu-i mai ascultare. Deci noi tot ce facem, trebuie să facem cu dragoste, dar să nu ne alipim de ascultare și devenim dependenți de ea, adică bolnăvicioși cu ascultarea aceea, nu. Să o facem pentru Dumnezeu, dar liber. Că în momentul în care vine starețul sau stareța și spune, măi, gata, de azi înainte lași ascultarea asta și ai să faci cealaltă. Să nu ne tulburăm, pentru că dacă noi ne alipim de ea, ne facem planuri acolo și intervine schimbarea, ne tulburăm. Că de ce m-au schimbat? Că eu aici nu știu ce-i făcut, sunt dresem sau așa mai departe. Nu. Deci să o facem cu drag pentru Dumnezeu, fără să ne alipim de ea. Și fără să ne umflăm în pene, uite ce grozavi suntem noi. Să o luăm așa, ieși la bucătărie, da? Și tu faci mâncare pentru obște, pentru toată lumea care vine. Să nu începi, zici, bă, uite câtă milostienii fac eu, că fac mâncare pentru atâta lume. Nu, tu faci ascultare. Tu, plata ta o să fie pentru ascultarea, dacă o faci cu drag, indiferent și că tu ești la bucătărie sau altul face altceva care nu are contact cu lumea, care nu ajunge la lume. Nu. Tu ascultarea cât de cu drag o faci, aceea, pentru aia e plată. Când mergi mai departe mâncarea în cadrul ascultării și satură atâția oameni, la fel, sau cei la trapeză, care servesc atâția oameni. Și o să spui și ei, uite câte milostienii fac eu. Nu! Deci tu plata o să iei cu cât faci tu cu drag pentru Dumnezeu ascultarea aceea. Sau să zicem că ești casierul mănăstirii. Și o spui, domnule, deodată să te umfli, să spui, uite câți bani am eu, ce bogat sunt. Ai tu ceva? Nu ai nimic. Totul e a mănăstirii. Deci tu ești sub ascultare, faci pentru Dumnezeu. Aceia-s banii mănăstirii, care o rânduit Dumnezeu să ajungă acolo pentru folosul mănăstirii. Tu să faci cu ascultare. Sau să zicem, cum mai sunt, alți părinți, să spuși, cum o vedem, la mănăstiri un părinte cu pomelnicile. Primești pomelnicile cu bani acolo, el nu poți să spui, domnule, uite ce venit aduc eu mănăstirii, că mi-au dat oameni pomelnici. Nu, tu ai ascultarea aceea. Ca să iei lucrurile astea, să le predai mai departe. Tu să faci ascultarea cu drag. Deci să fim foarte atenți la lucrurile astea, nici să nu ne umflăm în pene că noi suntem grozavi că facem aia, noi o facem pentru Dumnezeu și cu dragoste, pentru obștea aia care suntem acolo, că ne completăm unul pe altul. Și să facem toate cu drag și în momentul când se dă o ascultare, trebuie să te întrebi pe stareț sau pe stareță. Ce am voie și cine am voie în ascultarea asta? Bun, îți la bucătărie. Ce răspundere am eu? Am voie să dau de acolo sau n-am voie? Adică ceea ce faci să fii în cadrul ascultării, la trapeză. Cât ai voie să dai de acolo? Poate mai vin săraci, vin unii alții. Să fii ceea ce faci sub ascultare, că atunci ai plată, nu pe ascuns. Sau ești casier. La fel. Adică ce ți se permite ție să ajungi din banii ceia de la caserie sau nu ți se permite? Sau cu pomencile, cum am spus, tu aduni acolo. Trebuie să întrebi, am voie de acolo, dacă vin săraci să le dau sau ceva? Sau hotărăște mănăstirea și de ea. Deci să fie toate sub umbra ascultării, că atunci avem plată, nu ne tulburăm, nu facem pe ascuns și atunci le facem cu drag ca pentru Dumnezeu. Deci să nu ne luăm asupra noastră, cum se zice, greutăți străine. Nu, noi trebuie să fim liberi și să le facem toate cu drag. Și dacă facem cu drag și pentru Dumnezeu,
atunci o să avem și plată, și liniște sufletească, și folos. Deci aici am intrat un pic, așa, ce înseamnă ascultarea asta, din puținea mea experiență, cum zici, în atâția ani, când am trecut și eu prin diferite lucruri.